Jertfa de-a lungul timpului la poporul român este titlul evenimentului cultural organizat aseară la parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Au fost prezenți invitați speciali din lumea teatrului, precum și un grup psaltic, ce a îmbogățit prin cântare semnificațiile întâlnirii. Participanții au asistat aseară la parohia Mărcuța la spectacolul artistic Ștergarul, susținut de compania teatrală Zona, în colaborare cu grupul psaltic condus de diaconul Vlad Roșu. Textele care alcătuiesc spectacolul sunt o îmbinare între baladele populare și poeziile scrise de cei care l-au mărturisit pe Hristos în temnița comunistă, toate fiind interpretate de actrița Ana Calciu. Lasă legea creștinească și te dă legea creștinească. Dacă Dumnezeu ce-o dea, te ajută dumneavoastră ea. Nu, 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 lasă legea. Să vă știți că a murit creștin Râncoveanu Constantin. Să știți că a murit creștin Râncoveanu Constantin. Sunt texte care ne aduc întărire și ne învață cum să reacționăm în diferite situații prin care trecem noi ca persoane, ca istoria noastră personală, dar și ca istorie a neamului și trecerea prin istorie în general a poporului. Vorbește în totalitate despre ei, dar nu ne raportăm numai la o anumită perioadă din istorie, ci plecăm, dacă pornim de la balade, pornim de la balada meșterului Manole, vorbim de Miorița, mai multe brâncovenii, vorbim de mai multe tipologii și modalități de jertfă și de cruce, ca apoi să cuprindem închisorile comuniste și alte modalități, alte texte prin care Dumnezeu ne dă protecție și spune tot ceea ce ni se întâmplă, această cruce pe care o purtăm, ni se dă spre desăvârșirea sufletului nostru, spre mântuire. Chiar îmi doresc acest lucru, îmi doresc ca oamenii trecând prin stările unor personaje foarte importante din istorie să învețe cum să se raporteze la propriile încercări și să înțeleagă și să înțelegem cu toții că toate aceste încercări ne sunt date și sunt îngăduite, mai bine spus, de Dumnezeu pentru desăvârșirea sufletului nostru. Parohia bucureșteană Mărcuța îi așteaptă în fiecare lună pe iubitorii de cultură și spiritualitate la seriile duhovnicești pe care le organizează. Impresionantă a fost prezentarea artistică, având ca protagonistă pe binecunoscuta doamna actriță Ana Calciu, susținută de grupul Saltic, care prin vocile candide ale acestor tineri ne-au umplut inimile de bucurie, dar și în același timp ne-au întristat, amintindu-ne de suferințele pe care cei mai buni dintre noi le-au suferit în dragonicile temnițe comuniste. Acest moment ne-a determinat să medităm la suferință, la jertfă. Sfântul Paisie Aghioritu spunea că este tendința omului contemporan de a obține totul fără suferință. Ori experiența de-a lungul secolului a poporului român ne-a demonstrat că nu se poate obține nimic fără suferință, fără jertfă. Teatru, muzică, dar în primul rând simțământ patriotic. Ne aducem aminte acum de toți cei care au pătimit în temnițele comuniste, în piesa aceasta de teatru, care ne duce din cele mai vechi timpuri, de la Sfântul Apostol Andrei, la Matei Basarab, la Antimii Vireanu, la toți dumitorii care s-au jertfit pentru apărarea credinței ortodoxe, până la cei din temnița comunistă care s-au jertfit și l-au mărturisit pe Hristos. Tineretul din ziua de astăzi trebuie să cunoască și să știe că în calendar sunt trecute niște nume de sfinți, niște sfinți români care au pătimit în țara noastră și care, și datorită lor, noi am trecut cu bine de perioada comunistă. Am ieșit curați pentru că ei s-au jertfit și l-au mărturisit pe Hristos.